Bună ziua, doamnelor și domnilor! Astăzi, la emisiunea Față în Față cu Camelia, avem un invitat special, Denis Tudor, care este cofondatorul SwissPod Hyperloop. Denis este din Mangalia și locuiește în Elveția din septembrie 2017. El are un curriculum impresionant. A câștigat premiul întâi de 3 ori la competiția SpaceX Hyperloop a lui Elon Musk, premiul întâi pentru design, pentru fiabilitate și pentru inovație și premiul al treilea pentru viteză. De asemenea, el a câștigat premiul întâi în Dubai la o altă competiție legată de Hyperloop. Denis, bună ziua! Bună ziua, mulțumesc de invitație. Cu plăcere, bine ai venit! Bine v-am găsit. Cum s-a născut această pasiune pentru Hyperloop? Și te rog, explică telespectatorilor ce înseamnă Hyperloop pentru cei care nu sunt familiarizați cu acest termen. Sigur. Deci Hyperloop este un nou mijloc de transport care implică două părți majore. Este vorba despre un tub vidat în care se reduce presiunea atmosferică aproape către zero, la 5% din presiunea aerului din mediul înconjurător, și o capsulă, un tren, să-l numim tren, care poate levita în acest tub vidat și poate merge cu viteze supersonice, astfel încât reprezintă o soluție pentru transporturile de mare viteză. Și nu este un concurent al trenului tradițional, ci vorbim aici despre o comparație mai mult cu avioanele. Dar să putem face o analogie, mereu îmi place să zic că este as fast as a plane, as convenient as a train. Deci, practic, este o combinație de tren și avion, în care, bineînțeles, se găsesc multe avantaje relativ la transportul de astăzi, și aici includem, în primul rând, sustenabilitatea proiectului prin faptul că emisiile de dioxid de carbon sunt foarte joase și, practic, costul de energie este foarte redus. De asemenea, cum am spus, poate circula cu viteze supersonice, adică undeva până la 1200 de kilometri pe oră, și poate oferi un mijloc de transport în care este mult mai sigur. Pentru că atunci când reduci din exterior toate problemele care pot apărea, de exemplu, cu temperatura, cu clima, fulgere, ploaie, ninsoare, atunci există o mare problemă de infrastructură. Reducând acest spațiu într-un tub, ești independent de toate zgomotele, să spun așa, exterioare, care pot afecta sistemul. Deci reprezintă și o soluție mai sigură de transport. Am început activitatea în Hyperloop din 2015, atunci când Elon Musk a relansat un nou paper despre Hyperloop. Acest Hyperloop nu este o soluție despre care se vorbește doar în the last 5 years, ci este o soluție care a fost mai mult discutată în trecut. De exemplu, prin 1970, apropo de legătura asta Elveția-România, au fost două entități care au făcut acest mijloc, au testat acest mijloc de transport. Unul dintre ei a fost la școala la care mă aflu și vom discuta mai încolo despre chestia asta, iar celălalt a fost în România. Inițiatorul a fost Henry Coandă, undeva, cred că a fost pe lângă Ploiești, ceva testing facility-ul, unde au testat o capsulă într-un tub vidat de 200 de metri.
Dar în 2015, cumva, Elon Musk, printr-un motiv de traffic jam în Los Angeles, s-a gândit cumva că omenirea ar putea beneficia de acest vechi subiect de care se tot discuta în trecut. El a spus că nu are momentan interesul să lanseze o asemenea tehnologie, însă ce vrea el să facă este să lanseze o competiție pentru cine ar vrea să se înscrie. Prima echipă din care am făcut parte s-a chemat Arloop. A fost un American Dream, așa, cu echipa asta. Totul a început pe Reddit. Am avut... Elon Musk a lansat această competiție și pe social media, unde a spus că cine vrea să se înscrie la această competiție poate să o facă și poate să prezinte membrii și este ca și înscrisă la competiție. În jur de 10.000 de echipe s-au înscris la această competiție, printre care și o echipă care se chema Reddit Loop. De asta, din acest motiv și numele de Arloop. Practic am redus numele la Arloop. Și oamenii... Bănuiesc că este bine de menționat că tu erai student pe vremea aceea la Politehnică în București. Da, da. Și aceasta a fost legătura, ca să facem legătura între cum ai ajuns tu să faci parte din această echipă. Da, aveam 21 de ani, eram cred că anul 2 sau 3 în București la Facultatea de Electronică și deci acolo Elon Musk a lansat acest subiect pe Reddit unde a fost un comentariu la acest post, cine vrea să facă o echipă Arloop. Și am fost unul dintre cei care au zis, da, și eu mi-aș dori. Și practic s-a creat o echipă de 30 de oameni din jurul lumii, fără să ne știm, dar cumva aveam un același vis. Ei bine, după 10.000 de echipe înregistrate, s-au triat și s-a ajuns într-o finală de 100, care s-a ținut la Texas, iar echipa Arloop a câștigat locul întâi pentru cel mai bun design, proposal de design, venit dintr-o echipă care este non-student. Iar după care asta se întâmpla în ianuarie 2016, după care s-a lansat o campanie de crowdfunding în California pe tema asta și am avut diverse colaborări inclusiv cu NASA și cu alte entități importante în zona de Silicon Valley, iar am construit într-un an, astfel încât în ianuarie 2017 am testat capsula la SpaceX alături de Elon Musk, care a fost prezent acolo și atunci a fost și prima discuție cu el. Am testat capsula și am luat locul întâi pentru inovație. S-au mai dat încă vreo 4 premii, dacă nu mă înșel, cel mai safe system, care l-a luat Massachusetts Institute of Technology, MIT. Cea mai bună construcție a fost dată de Delft, cea mai mare viteză a prins-o echipa din Munich, și a mai fost un premiu ceva special pentru echipă de liceu care au venit cu un mic prototip și au fost cumva recunoscuți. Iar noi am luat cel mai bun sistem, cel mai inovativ sistem, pentru că am avut un sistem de levitație activă, ceea ce este foarte complicat cumva să-l dezvolți. După care am mai participat la competiția numărul 2, unde nu am fost acceptați să fim parte din competiție într-un mod oficial, însă am avut beneficiu de a testa o nouă capsulă pe care am creat-o. Din păcate, nu am fost în competiție și nu am câștigat niciun premiu. Iar după cea de-a doua competiție, m-am gândit că cumva să plec din echipa asta din America, din mai multe motive. Și am venit ca master student în Elveția, în septembrie 2017. După jumătate de semestru m-au acceptat la doctorat, fără să termin masterul. Și am creat echipa asta, EPF Loop, cu care din nou am făcut aceleași procese și am fost fondatorul acestei... Ai participat din nou la competiție, concurs, da. La competiție. Și am luat locul întâi pentru cel mai reliable system și locul 3 pentru viteză. A fost
fost foarte interesant. Toate experiențele cumva au... Care sunt sentimentele când de fiecare dată te duci la competiții și câștigi ceva? Și de cele mai multe ori e primul loc. Deci niciodată nu ne-am așteptat, de exemplu, nici la Arlup, nici la IPF Loop, cu cele trei capsule pe care le-am creat. Nu am avut niciodată așteptări și asta cumva la ceremonia de premiere mi-a adus cumva și mai mare satisfacție. După opinia mea, cel mai mare premiu pe care l-am câștigat a fost cel de inovație. Și a fost și cel mai neașteptat premiu pe care l-am primit, pentru că noi propusem un design foarte complicat și cumva la un moment dat ne-am dat seama că este foarte dificil să-l terminăm într-un an. Am muncit mult și când a fost ziua testului am avut un eșec din punct de vedere al testării, dar un eșec care venea într-un mod după un design foarte complicat și după o chestie tehnologică foarte complicată, însă cumva am rezolvat, din nou n-am mers exact cum ne așteptam și cumva am rămas cu o mică dezamăgire că nu a fost exact așa cum propusesem, însă comparativ cu celelalte echipe care au fost la competiție, a fost extraordinar să vedem că ne-a fost recunoscută munca, în opinia mea, cu cel mai mare premiu, pentru că am mai luat și The Most Reliable System, care e ok, frumos, e de la Elon Musk, dar cred că premiul pentru inovație a rămas cel mai important. Și, de exemplu, a fost singura dată când am avut o diplomă independentă fiecare, pe care o am acasă la Mangalia. Acolo îmi țin toate diplomele. Și da, ideea e că nu ne așteptam să luăm premiul ăsta de inovație și a fost un moment foarte, să spun, ușor dubios. Eram 30 de oameni din echipă la competiție și s-a prelungit foarte mult din cauza faptului că s-a așteptat din cauza unor erori. S-a așteptat foarte mult să se testeze. Competiția a început la 9 dimineața și era deja 9 seara. Lumea era obosită, se făcuse noapte deja și a fost drăguț, pentru că din 30 de oameni au plecat 27 de la premiere, și pentru că noi aveam un after party undeva organizat. Și am rămas trei la ceremonia de premiere și ultimul premiu pentru inovație a fost chiar zis de directorul SpaceX, Steve Davis, că the innovation prize is going for the only non-student team, Arlup. Și noi am fost blocați pentru că eram eu am fost un cofondator la echipa asta, să spun, și un technical lead de echipă. Și eram la premiere cu engineer lead și cu CEO-ul. Și eram doar noi trei și când am lansat a fost așa un moment de bucurie, dar ușor foarte, foarte dubios, că ne bucuram între noi trei, nu cu toată echipa. Dar după am anunțat și s-a mers la party-ul de după și a fost foarte, foarte tare. Mi-aduc aminte că postasem o poză pe Facebook și după mi-am închis internetul și când m-am trezit dimineața aveam literalmente sute de mesaje și tot felul de chestii și am preferat înapoi să închid internetul. Am înțeles din povestirile tale că odată cu prima echipă și primul prototip ați avut nevoie de finanțare pe care ați făcut-o prin crowdsourcing. Și atunci știu o poveste interesantă și funny în același timp, cum ați obținut primii bani prin crowdfunding și crowdsourcing. Poate ai putea să ne reamintești acest lucru, fiindcă mie mi s-a părut ceva foarte deci interesant. Deci noi am avut din campania asta de crowdsourcing un target de
Cred că au fost în jur de 70.000 de dolari pe care vreau să-i strângem din campanie și o campanie care rula 60 de zile. În primele 50 de zile strânsesem foarte puțin, dar după au venit două companii care cumva ne-au ajutat pe partea de marketing din Silicon Valley și s-au strâns acei bani. Dar, da, deci, cum spui, am vândut niște materiale, de exemplu niște tricouri, niște fly jackets, niște invitații la niște evenimente pe care nici nu au mai fost organizate. Și cel mai mult s-a donat pe, de exemplu, ca să numești pasagerul din capsulă, care era o jucărie de pluș, și ca să numești capsula cum vrei tu. Deci capsula se numește Infira, dat, un nume dat de o companie din Silicon Valley. Deci s-a plătit pentru fiecare nume câte 20.000 de dolari. Deci cumva marketingul în America A obținut rezultatele pe care le-a așteptat. De exemplu, da, s-a obținut vizibilitatea de care aveau ei nevoie și toate trusturile de media din Silicon Valley, cele mai importante, de exemplu, Wire, Bloomberg sau Business Insider, au avut interesul de a promova și, desigur, s-a promovat și cu numele capsulei Infira pe care cineva a dat-o. Am înțeles, dacă vorbim de marketing, acum am înțeles că SwissPod, compania pe care ai fondat-o, realizează campanii de marketing aici în Elveția și una dintre temele pe care le aveți în campania de marketing este că între Geneva și Zurich, SwissPod poate străbate acest drum de 250 de kilometri doar în 17 minute la un cost de 6 franci, ceea ce comparat cu un tren astăzi în Elveția, acest drum poate lua asta până la 3 ore și prețul minim poate fi în jur de 90 de franci. Cum este posibilă această mare diferență, atât în timp, cât și în costuri? Da, deci să spun mai întâi niște detalii despre companie, cum s-a fost înființată. Astă vară am avut o discuție cu Elon Musk la competiție, care a durat în jur de o oră și am discutat și despre Future of Transportation și cu aplicabilitatea în Hyperloop și am spus de un posibil startup și l-am întrebat ce părere are și cum ar vedea el chestia asta și mi-a spus că dacă e o idee bună și dacă aș vrea să o fac, compania trebuie să fie, trebuie să dea niște produse care sunt the most affordable and the most efficient, ceea ce înseamnă sustenabilitate pe termen lung. Și practic asta facem noi, deci viziunea noastră este să, viziunea SwissPod este să vină pe piață cu produse tehnice care sunt cele mai, the most affordable and the most efficient. Și prin chestia asta vedem un nou transport pentru persoane care are un nivel foarte, foarte redus de emisii de dioxid de carbon. Comparativ cu o mașină electrică, deci pentru o viteză mai mare o viteză medie mai mare de 10 ori față de o mașină electrică, emisiile de dioxid de carbon per pasager sunt de 3 ori mai mici. Și practic discutăm aici de o creștere de eficiență și reducere de consum. De consum și dioxid de carbon. Deci asta este viziunea SwissPod, să se bată pentru o lume fără poluare, fără carburanți, fără benzină, fără motorină, ci ne bazăm pe o soluție total electrică. Deci asta este viziunea noastră și prin acest mod este construit business planul nostru. Ca să venim pe piață, deci avem doi mari competitori în momentul de față, dar ca să
intrăm pe piață, am vrut să venim cu cele mai ieftine și sigure produse, ceea ce înseamnă că am fost un subiect pentru o problemă de optimizare de cost. Și la această problemă, primul obiectiv a fost să reducem costul de infrastructură, care este foarte mare. Aici vorbim în jur de 30 de milioane de franci elvețieni pe kilometru într-o singură direcție. Deci undeva, aici nu este liniar, este puțin mai, în jur de 40 pentru ambele sensuri. A doua idee a fost să reducem cât mai mult interacțiunea dintre capsula de care vă spuneam și infrastructură, pentru a putea reduce și mai mult coste. Deci noi nu avem nevoie, de exemplu, cum are nevoie un sistem maglev de părți electrice în șină, ci noi avem o șină foarte simplă, doar pentru a da stabilitate, a conferi stabilitate capsulei. Și am ajuns la concluzia că această capsulă trebuie să fie cu autonomie de energie, ceea ce înseamnă că trebuie construită pe baterii. Și din nou, sunt doctorant și asta fac de fapt la doctorat, partea științifică, este să fac o problemă de optimizare de energie, ca să devenim cei mai eficienți. Practic, partea de affordability, de preț, este dată de viziunea de infrastructură, care are legătură cu capsula, iar aici lansăm o altă problemă de optimizare de cost de energie, prin care se obțin niște rezultate pentru o traiectorie dată între Geneva și Zurich. Iar aceste date pe care noi le-am obținut din designul nostru nu sunt niște date pe care cumva le putem ghici sau le putem aproxima, sunt niște date concrete, date de un design pe care noi l-am făcut analitic. Deci cât timp dedici creației, afacerii, studiului pentru a optimiza aceste costuri? Și... Deci în momentul de față mai am cam un weekend pe lună când mi-l iau liber, dar în rest lucrez 7 zile pe săptămână. Să înțeleg că acesta e unul dintre weekendurile, da, pe care mâine, ți-l-ai luat. Mâine liber. Cred că mă duc și puțin până în Italia, că dacă tot să se lege câteva zile. Practic 7 zile pe săptămână plus, nu știu, adică pe zi cred că între 14 și 16 ore cel mai probabil. Un program, mă trezesc pe la 9, după care pe la 7 plec de la birou, mai dorm o oră și după mai lucrez până noaptea. Cam asta este programul. De curând am vizionat un video de la American Rail Club în care se menționează anumite aspecte prin care ei spun că Hyperloop va eșua. Ei vorbesc de capacitate, de produs, teren, siguranța și costul energetic. Aș dori acum să arătăm un video, acest video la telespectatori și apoi putem comenta aceste 5 subiecte. Sigur. The real reason why the Hyperloop will eventually fail is sheer economics. As a mass transit system, your main goal is to safely carry as many passengers as possible from point A to point B while making revenue. The next economic issue is product. Hyperloop's idea is to take rail vehicles to the next level, particularly maglev, deviating away from the air skis first envisioned by Musk. That being the case, it's already inferior technology. The next failure is land acquisition. Hyperloop is a different animal from high-speed rail, and knowing its turning radius is quite large, Ballist not even evolved to turning yet, we had to rely on simulation from a channel called MATLAB to get a good idea of what land it needs. Safety. In an open train, exiting out an emergency is rather simple. In an airplane, let's hope we don't have to remember where the life vests are. In a Hyperloop, we're unsure. The most info we have is an FAQ on Hyperloop 1 that contradicts itself. In a catastrophic event, let's say thermal expansion, a tornado,
or an earthquake cracks the tube, you're going to have a rushing wall of air into a system that had close to none. If the pods have emergency exits according to Hyperloop 1, and the steel is supposed to be tough enough to withstand immense pressure changes, how do you get out through the thick steel before becoming a human pancake? The last and biggest business blunder will be energy costs. Surprising, as the Hyperloop touts itself as less expensive than even rail. But like Alfred Beach, once the cart isn't in front of the horse, reality hits like a rush of air. Sustaining a near vacuum of several miles long is costly. It also takes a while to evacuate all that air. Contradicting itself again, Hyperloop 1 makes the claim that only parts of the system will require power. Whilst the entire track is a linear motor for maglev operations. Revenind, ai putea să ne vorbești, de exemplu, despre capacitate, care este capacitatea maximă pe care capsula o poate avea? Sigur. În primul rând, nu cred că capacitatea trebuie să reprezinte un factor pentru ca un proiect să eșueze, pentru că nu este un factor critic. Deci aici vorbim despre, în primul rând, despre o problemă geopolitică. Aici, dacă vrem să vorbim despre un Hyperloop, trebuie să vorbim despre o infrastructură într-o anumită țară. Noi lucrăm în momentul de față pentru două designuri de capsulă care sunt full scalable. Deci putem lucra, noi avem de fapt un singur design pe care putem extinde pentru orice țară a lumii. Asta a fost un alt aspect care am discutat cu Elon Musk pentru scalabilitatea produsului și a business planului. În momentul de față lucrăm pentru China și pentru Elveția. Designul pentru China este de 100 de pasageri pe capsulă, iar designul pentru Elveția este de 30 de pasageri pentru capsulă. Dar nu capacitatea este o problemă, ci vorbim aici despre capacitate raportată la frecvența de lansare a capsulelor. Aici vorbim și despre trenuri. De exemplu, un tren are o capacitate mai mare decât un Hyperloop, dar poate un tren circulă la fiecare jumătate de oră. Dat fiind faptul că noi avem o linie dedicată între două orașe A și B, fără nicio oprire, noi putem lansa, de exemplu în Elveția, la fiecare 3 minute câte o capsulă, câte 30 de oameni. Deci, practic, putem lansa 20 de capsule pe oră. Ceea ce înseamnă că 30 de oameni pe capsule înmulțit cu 20 de capsule pe oră, putem lansa 600 de oameni pe oră. Pentru 16 ore lucrătoare, 600 mulțit cu 16 pasageri pe zi. Practic, putem lansa câteva milioane bune, cam jumătate de Elveție într-un an. Deci capacitatea nu este o problemă, pentru că termenul de capacitate este un termen absolut. Noi vorbim, tot este relativ în tehnologie și noi ne raportăm la ratio, la capacitate versus frecvență. Și aici suntem mai bun decât trenurile. Da. Acum să vorbim despre produs în sine. Da. Dacă capsula este, nu știu, costurile pentru capsulă care sunt și există posibilitatea de a îmbunătăți capsula și siguranța în capsulă. Uh-huh. Deci am participat la o conferință de la NASA unde cumva se arătau aproximările de cost pentru un aircraft. Până la urmă, noi lucrăm ceva foarte asemănător cu domeniul de spațiu. Acolo cumva ne-au învățat, ne-au arătat cum se calculează un cost estimativ pentru o capsulă. Dacă ai un reduced scale model, adică dacă ai un model care nu este full scale, pe care un prototip, tu din prototipul respectiv știi prețul, poți să-l scalezi, să vezi exact cum este prețul. Eu am făcut o analiză pe cele trei capsule pe care le-am creat pentru competiție și prețul final, deci primele două erau între 1.600.000 pe capsulă de 25 de pasageri,
Deci, practic, pentru, pentru 30 de persoane să fie în jur de 1.800.000. Iar cel de la, din Elveția pe care l-am construit a fost 1.900.000. Deci, practic, am avut o eroare în jur de 5% la, la calculul ăsta. Ceea ce nu este, nu este mult. Deci, cu un factor risc, să zic că mai adăugăm niște costuri în plus, o să fie undeva la 2.000.000-2.100.000 o capsulă pentru 30 de pasageri. Relativ la costul de infrastructură, este foarte mic. De asta, din acest motiv, vrem să cumva să reducem complexitatea capsulei și să ne permitem să creștem costul capsulei mai mult, pentru că acest factor va influența dramatic costul de infrastructură, care este mult mai mare, cum am spus, este în jur de 30 de milioane per kilometru pe direcție. Și achiziția terenului și toate provocările pe care terenul îl poate da. Am înțeles că capsula circulă printr-un tub. Da. Și, de exemplu, să luăm exemplu Geneva-Zürich. Știm că Elveția este o țară muntoasă. 70% muntos. Da, atunci o să trebuiască să treacă poate prin, nu știu, tunele și să ajungă dintr-un punct în celălalt punct. Aceste costuri, cum crezi că vor influența prețul final? Da, ce drept, cel mai mare, cel mai mare cost este de produs de tunel, de digging, dar noi în, pentru Elveția avem în considerare acest aspect și viziunea noastră este să fie pe sub pământ totul. Apoi... Ce mai spus cei de la American? Da, cei de la American vorbesc de asemenea despre siguranță și consideră că siguranța este un punct foarte important în ceea ce privește presurizarea cabinei, dacă există posibilitatea, în cazul în care se întâmplă un accident, persoanele din interiorul capsulei, cum vor fi salvate sau cum ei pot ieși afară din tunel, ținând cont că tunelul este presurizat. Acest aspect este o capcană. Putem să avem aceleași întrebări pentru avion. Ce se întâmplă dacă se opresc motoarele sus acolo? Nimic nu se întâmplă. O să cadă avionul. Bineînțeles, ca să ne asigurăm că nu se va întâmpla nimic rău, noi avem în designul nostru deja aceste aspecte luate în considerare. Și ca o mică paranteză, de exemplu, la SpaceX, la ultima capsulă la care am fost, am fost singura echipă în care am fost lăsați să lansăm capsula fără comunicație între calculator și capsulă, pentru că le-am demonstrat că sistemul nostru nu poate da fail, nu poate eșua în nicio situație. Și își dă seama exact de starea lui și unde este și ce parametri sunt greșiți sau sunt, sunt buni. Inclusiv am suspendat o capsulă, capsula noastră, și am scos niște fire cum au vrut ei la la nimereală și le-am arătat că pe laptopul nostru, capsula noastră poate să detecteze toate mișcările greșite. Deci, în primul rând, din punct de vedere tehnic, este posibil ca acest mod, controlul acestei capsule să fie sigur. În al doilea rând, vorbim de presurizare și depresurizare. De presurizare, și la avioane se face presurizarea cabinei, deci este exact aceeași tehnologie ca la avioane, iar despre depresurizare, această depresurizare a cabinei sau depresurizarea cabinei poate veni ca ca o problemă de o spărtură sau un mic accident, dar noi ne asigurăm că mecanica capsulei poate asigura și acest aspect. Acum vorbim de partea de infrastructură, depresurizarea și depresurizarea tubului.
Bineînțeles că depresurizarea se face într-un mod lean, se face fără pierdere de energie foarte mari, iar în calculele noastre am luat în considerare până și 50% din volumul tubului să fie presurizat. Deci există o gaură în tub de 50% din volumul lui și această presurizare să apară oriunde. Prin controlul pe care l-am făcut a infrastructurii, putem face față unei presurizări de 50% a volumului. Deci, cumva, este destul de... Adică, tehnic și cu numere, nu doar din punct de vedere al conceptului și filozofic, noi am demonstrat că acest mijloc de transport este sigur. Și, desigur, există riscuri că, până la urmă, și când mergi cu mașina sau când ești în tren sau în avion, există foarte mari riscuri să se întâmple ceva la un moment dat. Dar nu comparativ cu soluțiile existente de transport, suntem chiar mai sigure decât ceea ce există. Deci, de asemenea, ei menționau că Hyperloop va eșua din cauza costului energetic. Deci în designul nostru, costul energetic vine din costul de vacuuming, din costul de vid și costul capsulei. Pentru acest consum, noi am luat un procent mediu de 30% de air leak, de presurizarea infrastructurii și am făcut un calcul al designului nostru cu diferite pompe și rezultatul al optimizării capsulei din punct de vedere energetic. Acesta a fost obiectivul, funcția de obiectiv a noastră și am ajuns la un cost de 6 franci pe pasager pe călătorie între Geneva și Zurich, la un preț de kilowatt oră în Elveția, care este foarte scump comparativ cu cu toată lumea. În China, vorbim pentru o distanță de 102 km, vorbim de un cost de $1.1 per pasager pentru o distanță de 102 km. Deci, energetic vorbind, încă o dată noi, numeric vorbind, suntem într-un interval foarte redus de energie, în primul rând. Și în al doilea rând este vorba despre o energie electrică, ceea ce nu este, să spunem, nu este poluantă mediul exterior aproape deloc comparativ cu motoarele de combustie. După care poate să vină acum cineva să spună, ok, folosești baterii, iar pentru crearea bateriilor se poluează sau se... sunt niște probleme geopolitice. De exemplu, în compoziția unei baterii există 12% procente de cobalt. Un material care se găsește doar în meteoriți sau doar sau în Congo. Problema cu Congo acum este că pentru a crește economia pun până și copii mici, da, să exploateze cobaltul. Dar ceea ce s-a inclusiv întâmplat... sistemul este că tunelul prin care ajungi la cobalt este foarte mic și de aceea ei trimit copiii că sunt singurii care pot intra prin acele tunele. Dar ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi în tehnologia bateriilor, cum și noi vrem să utilizăm baterii, este că se vrea să reduce cât mai mult acest procent de cobalt în acest... Cobaltul are o proprietate de foarte bună pentru a crea, pentru a conduce energia electrică și pentru a oferi o porozitate taburilor de baterii. Însă Tesla, de exemplu Elon Musk, acum a redus de 4 ori compoziția de cobalt dintr-o baterie și a ajuns la 3% compoziție de cobalt. Deci tehnologia avansează și tehnologia bateriilor, tehnologia de propulsie avansează pentru a diminua și a reduce și această problemă a utilizării de cobalt. O baterie de
pe care o vom folosi noi poate rezista la 1500-2000 de, utilizări. De utilizări. Iar după se pot recicla, materialul de cobalt se poate recicla. Deci vorbim despre un proiect sustenabil, despre un proiect de viitor cu rezultate clare energetice, rezultate clare de improvements de geopolitical, de probleme geopolitice. Vorbim despre reducerea de dioxid de carbon. Există foarte multe avantaje acestui mod de transport, dar există o mare problemă de cost de infrastructură, pentru că un avion nu necesită o infrastructură, în schimb un Hyperloop necesită o infrastructură. Dar pentru un termen lung și o viziune clară și o viziune avantajoasă pentru natură și pentru omenire, Hyperloop este o soluție de transport intracontinental. Am înțeles că presa, mai ales în Statele Unite, a fost foarte generoasă cu acest tip de proiecte și, în general, vei găsi foarte multe știri legate de Hyperloop. Care este viitorul și cum crezi că presa poate contribui pentru a face acest proiect mai viabil pe viitor? Într-un mod cinstit, cumva presa umflă acest proiect, ceea ce nu este rău pentru industria de Hyperloop, dar, din nou, mă repet, nu este o realitatea. Cred că o presă bună este o presă independentă și o presă care spune lucruri pe nume, așa cum sunt ele, și nu prin exagerări. Momentan sunt două companii americane care cumva vor să dezvolte Hyperloop și dacă o să caute telespectatorii sau oricine pe internet despre Hyperloop, o să observe faptul că mereu se spune că the first route will be implemented soon și chestii de genul ăsta. Nu, acest proiect se va desfășura în următorii 15 ani, poate chiar 20 de ani. Și singura companie care a creat un tub care poate fi scalat este compania lui Richard Branson, din care până la urmă și el a ieșit. Este acționar, dar a ieșit ca și deci de, în Hyperloop da, din poziția de chairman. Deci există foarte mult fake news despre Hyperloop. Și cumva lumea care nu știe sau nici măcar nu auzise de conceptul de Hyperloop o să citească și o să creadă, chiar și în România s-au dat niște știri pe un post de televiziune în care se povestea că o să fie în Europa primul și în Franța, și dar ei nu vei... Păi tu fiind român, să sperăm că va fi prima rută în România. Și așa soluționăm problema transporturilor în România și a infrastructurii. Cum am mai spus-o, România nu investește în mentenanță, pentru că nu există ceva în care să investească, ceea ce, cumva, economic ar trebui să existe niște bani pentru chestiile de genul ăsta. Dar cred că România trebuie să-și rezolve alte probleme în momentul de față și cred că trebuie să ne gândim, să fim puțin cu picioarele pe pământ și să ne gândim la autostrăzi în primul rând, poate și la trenuri, și chiar văzusem o hartă pe internet cu toate autostrăzi în Europa și nu știu câte avem, 3-4, habar n-am câte autostrăzi sunt în România. Poate am văzut o mișcare în care un tip din Suceava parcă a făcut ceva foarte interesant, mi-a plăcut mișcarea lui. Am avut și tentative să fac cumva un branch al acestei companii în România cu niște oficialități, niște oameni locali de prin anumite orașe. Li s-a părut interesant, au spus că da, vom vedea și a rămas așa din păcate. Eu am avut toată deschiderea și o am încă și aș vrea să
poate nu implementat literalmente această infrastructură în România, dar poate lucrat la ea din România, pentru că există foarte multe talente, iar școala din România cred că este una foarte bună. Acum nu vreau să confund, nu vreau să zic că... Deci pentru mine educația și școala sunt două lucruri diferite. Consider că educația pe care o am se datorează foarte mult părinților mei, dar am mai învățat și niște chestii pe la școală. Dar școala în România, în general, este foarte bună, mai ales din punct de vedere tehnic, al politehnicilor sau al școlilor cu profil de IT. De menționat că Denis a fost șef de promoție la Politehnică în București în 2017. Da, așa a fost. Este, cred că, o dovadă de continuitate, nu de altceva, acest fapt. Și cred că, cum spuneam, de exemplu, eu nu am terminat niciun master, dar am fost admis la doctorat cu școala venită din România. La școala care acum este a doua în lume pe ceea ce fac eu. Deci, cumva am vrut să deschid acest research center în România. Nu am primit încă niciun răspuns de câteva luni, din păcate, dar poate pe viitor, când o vom lua într-o direcție mai bună, cred că va fi. Cred că această direcție mai bună a lucrurilor va veni curând și sper că să fac și o parte din ea. Știm că în același timp la Institutul Federal Elvețian de Tehnologie din Lausanne, unde tu îți faci doctoratul, ai fost fondatorul Hyperloop, al echipei Hyperloop, dar știm că acum Institutul Federal Elvețian din Zürich au și ei o echipă. Cum s-a întâmplat asta? Deci ei au avut... De ce nu colaborați pentru... sau nu s-a colaborat pentru a participa la competiție împreună ca o echipă reprezentând doar Elveția? Ca să răspund la ultima întrebare și pe revenim la... oamenii locali ai Elveției știu de această mare rivalitate între cele două politehnice. Există o colaborare la nivel conceptual și profesional, dar există mereu această competiție care nu zic că nu e bună, cât timp există respect și cât timp există o construcție a lucrurilor. Eu venisem în America cu echipele la care fusesem și la un an cumva ne-am interesat cu echipa din Zürich când eram eu în America, dar cei din Lausanne nu aveau echipă. După eu am venit la Lausanne și am făcut echipa și a fost când au auzit că am făcut echipa respectivă, cel de la Zürich m-a contactat și mi-a zis hai să vedem, să ne auzim. Am avut toată deschiderea pentru treaba asta, dar nu a mai existat o continuitate și după ne-am văzut de treabă. Direct în competiție. Da, și în competiție noi am fost, am luat locul 1 pentru The Most Reliable și locul 3 pentru viteză, dar ei nu au ieșit nici top 10 și cumva a fost mai bine, adică cred că a fost mai ok să păstrăm două entități independente. Anul ăsta, în schimb, există, i-am văzut și eu nu mai sunt în nicio echipă pentru competiția pentru Elon Musk, i-am văzut și sunt foarte competitivi, chiar îl cunosc pe liderul lor, dar a fost o poveste interesantă când am creat echipa asta în Lausanne, căci în 1970 un profesor, cum am spus, încercase treaba asta, a fost un proiect îngropat, se chema Swiss Metro, și după devenise în Elveția, în toată Elveția a devenit un subiect destul de sensibil, mai ales în Lausanne, pentru că acest profesor este încă la Lausanne și face parte din Board Advisory companiei noastre. Și era un subiect care să nu deschidem cutia Pandorei și a venit un nebun din America și, bine, român, și am zis, facem asta, dar eu nu aveam niciun habar de acest istoric și acest Swiss Metro și acest proiect eșuat și
lumea a reacționat foarte bine la ideea asta, inclusiv am avut un suport foarte, foarte mare direct de la președintele școlii, care a oferit anul trecut pentru implementarea acestui prototip un buget de 500.000 de franci elvețieni, care a fost disponibil într-o lună de zile de la momentul cererii. Deci a fost o mare rezonanță a ideilor pe care le-am prezentat cu rezultatele și cu viziunea lor pentru a promova facultatea internațional vorbind. Și a ieșit un proiect de succes. Echipa are continuitate, există și anul acesta. Am decis să mă retrag pentru că există un agreement semnat cu SpaceX și deja existau trei entități diferite unde eram integrat și nu am vrut să existe niciun conflict de interese. Și am zis că m-am întrebat într-o parte să iau ceea ce îmi doresc și am zis că am considerat că această soluție de a crea compania pentru a continua într-un mod real și nu doar pentru o competiție acest proiect. Și, bineînțeles, prin doctoratul pe care fac tot în Hyperloop. Existau niște discuții despre designurile de capsulă și despre proprietatea intelectuală și despre cum e gestionată această situație. Deci, să fie... Același documentar spuneau că tot designul ar fi public, ceea ce... Deci... părea ciudat. Da, să fiu foarte, foarte clar și pot face public toate agreement-urile semnate cu cei de la SpaceX. Proprietatea intelectuală... Deci există două proprietăți intelectuale aici. Există proprietatea intelectuală a tubului și proprietatea intelectuală a tuturor capsulelor, a capsulei independente. Practic, proprietatea intelectuală a tubului este deținută de Elon Musk, de SpaceX, pentru că ei l-au construit. Dar ei ne-au dat un fel de exclusivitate și de share, au împărtășit cu noi designul lor, astfel încât noi să putem integra o capsulă acolo, că nu puteam să integrăm nicio capsulă că nu știam detaliile tubului. Deci proprietatea intelectuală a tubului este a celor de la SpaceX, dată și nouă, într-o exclusivitate șeruită cu noi. După vorbim de proprietatea intelectuală a capsulei, care este a constructorului și doar a lui, dar într-un mod egal este share-uită și cu cei de la SpaceX. Deci fiecare își arată celuia rezultatele și își arată cumva ce a făcut, iar împreună cu cei de la SpaceX și cu echipele la care am fost, s-a adus un nou mijloc de transport în lumea asta și practic așa s-a născut inovația, printr-o colaborare a celor două entități care au creat diferite subsisteme. Dar aceste proprietăți intelectuale sunt într-un cerc închis între noi și cei de la SpaceX. Deci nu a existat niciun design share nicăieri. Ceea ce a existat a fost cumva în ziua de competiție, o expunere în care au fost invitați vreo 2000 de oameni, jurnaliști, presă, care au filmat și au făcut poze, dar aceasta nu este, n-au niciun număr. Cumva au văzut un obiect ca un pahar și au zis că aceasta este capsula. Dar nu este public nimic. Care sunt planurile tale de viitor și cum vezi compania în următorii 50 ani? Este foarte complicat să lucrezi în această industrie. Este ca orice chestie inovativă, absolut. Deci, dacă vorbim despre un produs absolut inovativ, niciodată nu va putea crea vreun profit. Este foarte dificil să vorbim despre chestia asta, mai ales pe o durată foarte scurtă de timp. De exemplu, și Tesla, după cum se știe, nu produce niciun profit. Dar cumva schimbă lumea și schimbă omenirea. C-
cred că sper eu ca oamenii și investitorii să reacționeze la această idee. Iar personal, mă gândesc și la altfel de colaborări și la altfel de companii pe care vreau să le creez în același timp. Dar cred că într-un an jumătate, doi după ce voi termina și doctoratul, căci deja sunt foarte ocupat cu cele două, iar cred eu că după ce voi termina și acest doctorat, sau poate nu-l voi termina, voi lansa și alte companii. Presupun că această capsulă și ideea Hyperloop se poate fi aplicată nu numai în transportul de pasageri, și la un alt nivel pentru transport de marfă, de alt tip de obiecte. Da, noi avem de asemenea în considerare un design de capsulă pentru cargo care poate transporta în jur de 3 tone de marfă. Tot în același timp. Mulțumim, Denis, pentru contribuții și pentru toate explicațiile. Mulțumim că ai venit astăzi în studioul Diaspora TV. Și în același timp, dragi telespectatori, ne vedem într-o altă ediție în față în față cu Camelia și să vorbim despre alte teme de interes pentru comunitatea noastră din Elveția. La revedere!